Vai, dar asta e uimitor, sunt înapoi acasă. Ca prin magie. Dar dacă tot am terminat misiunea aia tâmpit, acum să scap și de costumația aia. Vai, mamă, ia să vedem ce e pe aici. Ce e asta? Thinking with portals. Ah, lasă-mă să... Lasă-mă să... Da, bun, da, știu, știu ce e asta. Ceva despre un sandwich, nu vreau un tricou cu un sandwich. Nu, stai. Chip price, chip quality blue. Fai, mamă, ce chilipirul din talcioc. Dă, frate, ce... Așet leather jacket. Așet leather jacket. Hai să iau așet leather jacket. Și să văd. Vai, mamă, dar ceva... Dar, nu știu, niște blugi, bă, ăștia... Pana mea, dar altceva nu mai aveți? Trebuie să... Cred că ar trebui să mai cumpăr, frate, niște haine. Nu știu, ăștia ce sunt. Track pants, nu. Nu, ăsta e dintr-un suit. Am nevoie de... Bun, hai. Ia așa, dă-o, dracu. E un fel de clișe acum să poți blugi de ăștia, dar hai. A, uite. N-am level de Adidas, perfect. Pălărie, da, mi-aduc aminte, avea niște pălării de tot rahatul, nu mersi. Glasses, tot la fel, zici că arată ca dracu. Watches, face albastru sau icon de sport, mă-ci. Impossible to destroy. Foarte interesant, interesant, o să le iau pe ăsta. Reset outfits, bă. Ia să mă uit și pe aici, nimic interesant, asta e, what, no. Asta e de la nuntă, asta e de când am fost doctor, asta e de când am fost în Hawaii. Vă mai aduceți aminte? Am fost odată în Hawaii, a fost foarte, foarte frumos. Dar uite, asta arată și așa ca un om normal, un pistol, perfect. Oh, e pistolul meu de aur, perfect, perfect. Și acum, ușor. Doamne, vezi cum o se sperie lumea acum? Oameni buni, e un pistol de aur! Vedeți, e o spiritură cu întârziere, dar e spiritură. Asta contează. E să dăm ceva mai interesant decât mașina asta pe aici, nu? Da, bun. Holy fucking shit, dude. Nu era nevoie să o spargi. Puteai să o spargi cu chestia aia, cu... Adică nu să spargi geamul, la asta mă refer. Puteai să o spargi frumos cu chestia aia de furat. Ia stai o secundă, pentru că trebuie să văd unde e acea misiune cu Wheels of Fury, parcă se numește. Aici e. Pentru că m-am uitat așa pe o hartă să văd. Băi, unde e misiunea asta? Pentru că... Holy fuck, ușor, oameni buni. E doar... ce e aici, mă, ia să văd. Da, foarte, foarte interesant. Da, bun. Vai, mamă, ce relaxant e. Dați-vă, bă, din calea mea, firar, mama. Ăsta e claxon, mă. Mă, gămie și piciorul în claxoanele lor, mă. Ce aiurea. Bine. Asta e cu gabarit depășit, trebuie să iau curbele așa, să mă dau întâi un pic pe stânga și după aia pângă! Sau spre dreapta. Da, bun, nu e vina mea. Se conduce invers pe jocul ăsta, stai o secundă. Bă, decide-te, bă! Aha, pe aici, dă-te, mă, de ce? Ceva interesant pe aici? No? Next up on Ninja Tune Radio, you're about to... Ce Ninja Tune? Dă-te așa, că mașinuța asta e super sexy. Ieși mă afară din mașină. Holy fucking shit, dar mai e una. Ui, ce drăguț să iei, ui, ce simpatic că zici, vine să o bagi în buzunar să fugi cu ea. Bun, o să iau pe asta. Bă, nu sări pe... Fucking shit, i-am pornit alarma. Așa, uite, n-ai putut să folosești ranga aia și pentru mașina mare, nu? A trebuit să spargi parbrizul, nu? Dă-te, așa, ia să vedem. Ce, nu strica. Ui, ce drăguț să iei. E ca o buburuză de aia foarte micuță. Ca un pisoi de la mic care toarce. Holy fucking shit, băga-mi aici piciorul în GPS-ul ăsta. Ce e asta, mă, doamne, zici că... Da. Hu. No chinga, merge ce? Tug life, Deci sunt rapper, aproape că... Mă lansez, mă, sunteți nebun? Da, mă lansez ca rapper. Am un talent născut de a face rap și beatbox. Deci, e aproape perfect. O să ajung la stadiu de beatboxer de ăsta profesional și acum să vină hating-ul, nu așa să face beatbox. Știu, sunt un prăpănog, nu mă pricep la multe chestii.
știu să mergă, ăsta e un talent. Dă-te băi în grijania, mătii, uite că mi-i zgâria vopseaua. Fițar! Vai, mamă, uite, am dat și peste un stâlp de ăsta de iluminat. E, măcar acum sunt pe autostradă, merg pe contrasens, nimic neobișnuit. De ce? Pentru că e mult mai liber pe contrasens și nici nu te lovești de toți ratații pe motociclete, nu? Adică s-ar putea ocazional să mai ai câte unul, dar clar nu-i vei lovi pe toți. Fac, am ratat unul. Bă, da, să-i înceată, mă. Bă, trebuia să-mi iau eu mașină. Ia, dă asta! Jos de pe ea, mă! Jos de pe ea, că te ia mama dracu. Bă, tu nu înțelegi? Bă, tu vrei să mă enervezi? Bine, bine că mergi. Aici, unde trebuie să-mi... Nu vrei. Bun, lasă. Lasă că iau eu altă mașină. Bă, nu mă înțelegeți greșit. E șmecher asta, e flow așa, dar e de city, mă. Ha? Du-te, mă, ta, bă. Are nevoie cineva de ajutor. Da, vezi să nu... ce aveam nevoie, trebuia să spun ceva foarte interesant aici. Da, e mașina, are flow așa, știi? Și trebuie să fac așa cum are flow. Dar ideea e că e de oraș. Mie îmi trebuie o bestie de-aia feroce care să zboare pe șosele ca să ajung mai repede la misiune. Sau bănuiesc că sunt foarte multe persoane care vor să mă vadă conducând corect. Bine, hai să conducem corect. Bă, fac, că trebuie să pun niște frâne, frate. Păstrează distanța. E, na, bun. V-ați plictisit? Era mama dracu, condusul corect. Da, mă, vezi să nu, să stau eu după... O, stai că-mi trebuie motocic. Asta e. Uite așa. Ești în regulă? O, nu, s-a petrecut un accident. O, nu. A, vrei să facem schimb de vehicule? Bine, așa să fie. Hai mă. Bă, și vine Halloween, o să sunteți nebuni? Bă, chiar, Nightmare in North Pole Mesa. Ăla e un DLC cu fantome, cu strigoi și chestii. Trebuie să-l fac de Halloween. Abia aștept să vină Halloween-ul. Mamă, e feeling-ul ăla de sărbătoare. Nu e la fel cum e la Crăciun, dar totuși e un feeling de sărbătoare. Care nu prea se sărbătorește la noi în România, dar ce contează asta? Totuși e la americani și la japonezi. Nu, la japonezi nu e, chiar clar nu e. Știu eu din surse sigure că nu-i... Fucking shit, pișa mașină. Gardurile Fuck. Motocicletă stupidă. N-am putut eu să-mi iau motocicleta mea, frate, că aveam 1000 de kilometri la secundă și știi cum? Ajungeam în locul în care vroiam imediat. Dar nu. Mi-a trebuit mie să fur o Stai. Unde e mașina aia? Unde e mașina cu misiuni? Îmi trebuie misiunea cu mașini. Așa. Ia să vedem ce avem aici. Perfect. Dr. Tang, ăsta are vreo legătură cu acei chiloței foarte șmecheri? Domnule Tang, ce mașinuță șmecheri aveți aici? Da, what's up? Have a problem. Iauzi. What kind of problem? Well, I designed this car for one of our wealthiest industrialists. It's a very special car. So why do I have the feeling this story doesn't have a good ending? It wouldn't exactly pass customs, so I had the parts shipped here separately. I figured nobody would notice. And? Somebody noticed. Actually, everybody noticed. The base model arrives today and every gang in Hong Kong's out to get it. All right, let me guess. If 18K or one of the other triads builds this car... Catastrophe. De ce? I did take some precautions, though. I brought in a bunch of lookalike cars as decoys. Will you help me? All right, well, how do I tell the real ones from the decoys? It's the one that doesn't blow up when you drive it. Watch, it's great. Wow. It's just fucking great, Doc. Wow, cât de șmecher poate să fie tipul ăsta? Adică e cea care nu o să explodeze când o conduci. Dar am nevoie să intru pe aici prin opțiune, prin audio și să dau dracu dialogul volumul ăsta pe la 6, 7. Hai că story-ul e un important, e foarte, foarte important. Ce? Pe aici nimic? Music, sfex, volum, n-am nevoie de așa ceva. Da, bun, hai că salvăm setările, nu-ți închide calculatorul. Ca și cum cineva închide calculatorul fix în momentul... Mașină. În momentul în care își salvează setările. Da. Este ceva obișnuit, oameni buni, nu vă mai speriați. Lumea face de astea, așa că oamenii trebuie să ia precauțiuni. Acum, oricum, am această mașinuță. Băi, și asta e de aia cu flow, mă. Dați-mi, frate, ceva, nu știu, o bestie a șoselelor. Un demon al vitezei. Hai să mă mai gândesc la niște chestii de-astea. Un diavol al depășirii și ce? Trebuia să-l aduc pe Arghezi să facă niște
Da, bun, fă. Cine are nevoie de părerea ta, fac pe aici. Păi, prea înceată, mă, ce Dumnezeu au făcut ăștia la mașini. Sunt încete cu draci. Trebuia să-mi iau eu mașina mea. Dacă veneam cu mașina mea și cum treceam cu viteza aici și mai aveam timp să observ acel funduleț. Și nici acel funduleț. Și nu mai vedeam niciun funduleț dacă treceam cu mașina mea. Nu, trebuie să merg cu de-astea, cu flow. Știu cum ia curba. E, măcar n-a trebuit să încetinesc, frate. Cu a mea trebuia să încetinesc. Ah, ce chestie interesantă. N-am știut că dacă apeși shift, vreau să apăs Ctrl ca să dau așa, dar am apăsat pe shift. Și acum am văzut că face și shift-ul ceva, stai pe aici. Așa că m-am decis să fac ceva și cu shift-ul. Ia să vedem. Find DZS90. Băi, DZS90. Unde ești, mă, DZS90? Ce e DZS90 asta oricum? Și de ce trebuie să merg... when close to... Aha, stai că înțeleg, da, bun. Trebuie să fac un hijack de ăsta în acțiune. Eci. Dar cu această mașinuță foarte, foarte rapidă. Vai. Sunt sigur că o să le ajung pe nenorocitele celelalte de mașini în no time. Da. Oh, stai că am văzut ceva. Băi, sunteți nebuni, astea chiar merg încet. Și ia stai că... Holy fuck, dar ce plată e. Hai, frate. Trebuie, dar măcar nu e timp, frate. Nu e timp, pot să... Ah, fucking shit. A trebuit să mă pocnesc eu de toate chestiile. Lasă. Știi, acum trebuie să găsesc o anumită mașină din astea. Și vă dați seama că o să... Hai, îngrijania. Fucking... Bun, dacă ai putea să stai mai mult de o fracțiune de secundă, asta ar fi perfect. Bun, cred că trebuie să stau cu mașina altfel, pe contrasens, pentru că altfel nu o să meargă. Da, bun. Dacă aș putea să o prind și din spate, ar fi și mai perfect. A ce vreau să spun, e un convoi de mașinuțe, frate, și trebuie să o găsesc pe aia bună, da? Și care sunt șansele ca să fie chiar asta? Vreau să știu și eu, care sunt șansele? Da, hai că asta e, tată! Holy fucking shit, ce tare e. Uite ce bada să e. Oh! Fuck. Uite, mă, ăsta! Băi, ești nebun? Ești afară, băie, dă-te. Așa. Da, începe. Da, bun. Ce, puteam să vă zic chestia asta de când m-am născut, știi? Când eram cu suseta în gură, vreau să vă spun. La 18 ani o să joc un joc numit Sleeping Dogs și o să caut niște mașini și o să fie fix ultima, pentru că așa e în fiecare joc. Come on. E un clișeu, frate. Asta e. E un clișeu, frate. Tot timpul e ultima. Și cred că aș face și un joc în care la fiecare misiune să te pună să cauți prin foarte multe chestii și de-al dracu să fie în prima, frate, de fiecare dată. Cred că toată lumea ar fi mulțumită. Bă, nu mai trage. Vrei să facem... Deci vrei să ne pizdim. Bine, hai că ne pizdim. Vreau să îți dau cu gel de sugilină de puțilină la bot. Gata. Wow. Ce vă spuneam eu? Ce vă spuneam? Dar nu, Pink, nu, o să fie ultima. Sunt sigur că toată lumea era ceva de genul ăsta. Nu o să fie ultima. Bă, tu-s mașina, măti. Fuck. Fucking shit. Oh my. Sorry, but you're out way. What? I've installed a cell and radio scanner. You should be able to pick up the signals of anyone chasing you. It's a bit wonky though, so I really can't tell you what else you'll get. Bine, acum mașina asta nu este în fumuri. All leather in here. So why not ship the car all at once? Import restrictions. Technically we're not supposed to send this to China. We're not in China, we're in Hong Kong. You want to make that point to the US State Department? Also, special branch doesn't want the mainland to know. Wait a minute. Wait, you guys are worried about China? I thought the point was theoretically they leave us alone. But if they like the car enough, who knows? Best if nobody knows we have it. Or if they do know, they can claim that they don't. Yes. That way everybody saves face. We get our car, nobody else gets embarrassed. This is the Hong Kong way. Why? You should know that by now. Long as it never hits the papers, we can act as if we're independent. But if it starts to look like we're independent, all right, I get it. Bun, nu prea are. Fucking gay shit tits. Mișcă, bă, mai repede. Are claxon? Ce claxon, frate? Zici că strângi un copil de gât? Ce Dumnezeule mare se întâmplă aici? Stop. Holy fucking gay shit. Nu e o mașină băgată. Bă, frate, jur că eu pe asta nu aduc întreagă la locul ăla de
de fac înapoi. Uite, știu cât de rapidă e, nici nu pot să fac o întoarcere dintr-o mișcare, ești nebun. Și plus că fumegă de la explozia aia. Grijan i-a măsit de explozie, care a pus-o pe javra aia să fie fixă în față când o să explodeze. Nu, n-am putut să conduc spre... Stai, că aici trebuie... Oh, fuck. Poate Dr. Tank să o repare și să scoată fucking gay și... Fix... Fuck. Trebuie să scap și de poliție și dacă... Dacă îmi stric eu mașina pe poliție... Acum trebuie să plec, știi, să fug și după aia iar să mă întorc. Și dacă șacalii ești... Ah, perfect, am terminat. Așa. Ih, n-avea nimeni nevoie de chestiile astea. Sunt numai pentru bătrâni, frate. Oamenii normali știu să meargă pe trotuar și fără acele bare de care să se țin. În morții și răniții, mătii de târfă mizerabilă, nu semnalizezi? Un ți-ai luat carnetul, fă javră. Doamne sfinte. Ah. O repara și mașina, băi, ești nebun? Holy fucking shit. Trebuie să fac ceva rapid, nu? Ah, nu e rapid, e bine. Păi, atunci înseamnă că am timp să mă dau așa jos din mașină și să pim! Pim! Mamă, ce o să-i facă șeful ăla? Căcatul meu, spart cauciucul, futu-ți Dumnezeii și cristelnița, mă.